Probabil vi s-a întâmplat și dumneavoastră ca, după ce ați pierdut pe cineva drag, o persoană apropiată a plecat din lumea aceasta, să stați și să reluați firul evenimentelor și să vă gândiți care a fost ultima conversație avută cu el, care au fost poate ultimele cuvinte pe care vi le-a spus. Și dacă ți le aduci aminte, acele cuvinte îți rămân foarte întipărite în inimă și încerci să, nu știu, să le urmezi, să le ții întru totul. Deși Domnul nostru Iisus Hristos este viu în vecii vecilor și nu ne îndoim de lucrul acesta, înainte de a pleca de pe pământ, stând cu ucenicii undeva sus pe un munte, El le-a lăsat câteva cuvinte, care au rămas ultimele cuvinte rostite de El în fața ucenicilor și noi numim lucrul acesta Marea Trimitere. Și aș vrea să citesc exact așa cum le găsim scrise în Evanghelia după Matei, la capitolul 28, de la versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Așadar, numim aceasta Marea Trimitere. De fapt, dacă ne uităm, este o vorbire circulară, am putea spune, a Domnului nostru Iisus Hristos. După ce la început El vine și asigură pe ucenici că toată puterea este a Lui atât în cer, cât și pe pământ, la sfârșitul vorbirii El vine și spune: eu, acela care am toată puterea, sunt cu voi. Deci, într-un fel, prin mine și voi beneficiați de aceeași putere. Da? Gândiți-vă puțin la ucenici. 3 ani și jumătate au fost împreună cu învățătorul lor, au mers împreună cu învățătorul lor, au fost aproape de el. Acum însă, învățătorul a plecat și le-a lăsat lor mandatul. Acum mergeți voi. Haideți să ne uităm puțin pe scurt la mandatul lăsat, dat de Domnul ucenicilor. De fapt, ce trimite să facă? Da? Faceți ucenici din toate neamurile și sunt două lucruri. Cum anume să îndeplinești acest mandat? Cum poți să faci ucenici? Și același mandat pe care Hristos l-a lăsat lor, cred că este valabil și în dreptul nostru, da? Mergeți și faceți ucenici. Observați, nu zice chemați oamenii la voi, aduceți-i și faceți ucenici. Nu, mergeți. Și aceasta este datoria bisericii. Nu doar să cheme oamenii înăuntru, haideți între zidurile noastre. Nu, ieșiți ca biserică, ieșiți spre oameni, faceți ucenici din oameni. Așa cum voi ați fost ucenicizați, le spune Domnul Iisus, acum voi mergeți și ucenicizați. Dragilor, așa cum noi am primit din partea Domnului mântuirea și noi suntem trimiși să ducem vestea mântuirii spre alții. Și sunt două lucruri, spuneam, în acest proces al ucenicizării. Domnul spune așa: botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Da? Botezându-i și învățându-i. Acum, când Domnul spune botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acolo nu este doar o formulă pe care s-o rostești la botez. Te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Ci este mult mai mult decât atât. Cuvântul grecesc a boteza, baptizio, înseamnă a cufunda, a scufunda pe cineva. Ei, a boteza pe cineva în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh înseamnă a lua acea persoană și a o cufunda în realitatea divinității, în realitatea trinității, a-l face să fie cufundat în ceea ce înseamnă Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Da? N-ai prezenta planul lui Dumnezeu, lucrarea Fiului și împuternicirea dată de Duhul Sfânt. Asta înseamnă a boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iar apoi vine procesul învățării. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Acum, tot ce v-am poruncit. Oare ce-a poruncit Domnul Iisus Hristos? Ce-a poruncit El cât a fost pe pământul acesta? Dacă ar fi să rezumăm, și chiar El a rezumat cu cuvintele Lui, El a poruncit așa: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ce ești tu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta a poruncit Domnul nostru Hristos, să iubim. Deci asta trebuie să învățăm și noi pe oameni, să iubească pe Dumnezeu și să iubească pe cei din jurul lor. Iar la sfârșit avem această încredințare că Dumnezeu este alături de noi. Singuri, și accentuez, singuri nu vom putea duce la îndeplinire acest mandat, dar în puterea lui Hristos toate lucrurile sunt posibile. Slavă Lui!